Nu, pentru cei agramați, proști, există limba moldovenească și sună în următorul fel. M-am prostudit și cășlăiesc că a fost morozul tare și acum ne-am pus să mă lecesc gărșiși și pschinare. Mă tem de numai așăbesc că de la mea e proastă, că sunt atunci când cihăiesc, cum acolești în coastă. M-a posetit vrăcihă ieri și ne-au făcut ucoale. Nu știți ce noșchi mai avea și vârezuri la poale. Mi-au spus de-o izamici cumva că pristupul mă apucă ca să zvonesc la scoraia să vină să mă ducă. Pe când vodeară beam crepleac și zacusăm slănină, bașcaua ni se răscălea de atâta meșanină. Din pricina bolii doar nici pivă nu pot trage, că sete nu le carte în groba o să mă bage. Voi nu mai perejvăiți, prăstodă o să-i treacă și zaraz cum îi popravli vom baldei o leacă. Ne-am duce în goste dacă-ți vrea, că nașneam chilitul, dar și ca până la pradici să-mi treacă cășleitul. Iată așa vorbesc tâmpiții care spun că vorbesc în limba moldovenească. În rest avem o limbă română, vorbim într-o limbă română, într-un grai moldovenesc. Dacă vorbim frumos, dacă nu călcăm în străchin, dacă o cunoaștem. Ceea ce lasă de dorit la noi majoritatea nu vor să vorbească. Vorbesc tipa, caroce, hai davai, în loc să pui creierul în mișcare, vorbesc și le nimerește în cale.